Această barcă a fost caruselul morții pentru 8 din cei 18 oameni care au urcat pe ea noaptea de 16 aprilie. Pe lângă faptul că era încărcată peste capacitate, era și modificată în zona compartimentelor de aeraj, ceea ce i-a scăzut flotabilitatea și a făcut să ia apă. În aceste compartimente, călăuzele sârbe ascunseseră banii și telefoanele migranților pe care încercau să-i aducă ilegal în România. Acestea au fost recuperate după ce embarcațiunea a fost readusă la suprafață, ca și trupurile celor 7 oameni decedați. Doar unul dintre migranții dați dispăruți în noaptea respectivă a reușit să se salveze, înotând spre malul sârbesc al Dunării. Autoritățile sârbe au comunicat faptul că pe malul sârbesc a fost descoperit un cetățean sirian care făcea parte din grupul de migranți, acesta reușind să se salveze la malul sârbesc. Totodată au fost recuperate din fluviul Dunărea 7 persoane decedate și embarcațiunea folosită pentru trecerea frauduloasă a frontierei, în care se aflau mai multe bunuri, 16 telefoane mobile și suma de 5.420 de euro. În cauză, polițiști de frontieră efectuează cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii afroasiatici, respectiv de ucidere din culpă, trecerea frauduloasă a frontierei de stat și trafic de migranți pentru cetățeanul sârb. Acum, după ce căutările au încetat, oamenii legii continuă ancheta în cazul acestui accident. Cetățeanul sârb este acuzat de ucidere din culpă, trafic de migranți și trecere ilegală a frontierei de stat și a fost reținut pentru 24 de ore ieri, imediat ce a ieșit din carantină. Celălalt bărbat din Serbia a murit împreună cu 7 migranți sirieni. Trupurile lor au fost duse la medicină legală la Craiova, iar familiile acestora din Siria și Serbia s-au interesat imediat după accident de soarta lor și se vor face demersuri pentru repatrierea acestora. Cei 9 migranți care au ieșit ieri din carantină au cerut azil în România și au fost transferați la un centru pentru migranți din județul Timiș.